Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi l-am alături de noi pe Ștefan Constantin. Salut, Ștefane, bine ai venit. Salut, domnule. Acum, Ștefane, ia zi-ne cu ce te ocupi. Din 2007 m-am apucat de fotografie, tot așa, cu un aparat cumpărat din Altex. Din 2014 mă ocup de blogul Ghidul DSLR. Din 2015 am mai făcut un blog geam în Ghidul IT. Și din 2018 mi-am făcut și un canal de YouTube care se numește tot așa Ghidul DSLR. Și de atunci, full-time, mă ocup scris cu registrat de video, testat de echipamente, de la laptopuri, camere foto și tot ce înseamnă gadget care ajută comunitatea foto-video în România. Băi, eu chiar m-am uitat pe articolele tale și mi se pare că sunt chiar foarte ok. Adică nu am găsit informații utile și mi se pare complete. Complete în sensul că nu vorbesc mult pe câmpie sau pur și simplu că e... Nu, că informațiile sunt chiar utile, adică sunt relevante, asta zic, okay. După citirea articolului. Uite, faptul că spui treaba asta, chiar mă gândeam când ți-am trimis ok-ul cu întrebările, că ar trebui să zic și asta, cum, ca să zic așa, în mod deschis, că nu e suficient să citească cel puțin lumea un review de la mine. Am văzut și prin afară la fel că cumva e bine să citești un review de la X, de la Y, de la Z, să faci cumva o concluzie. Da. Și după aia să-ți tragi cumva și propria concluzie în funcție de bugetul care îl ai. Dar și să fii atent cumva fiecare pe ce pune accent, că na, tu ești diferit, eu sunt diferit și cumva nevoile diferite cumva trebuie, adică trebuie să rămâi, eu dacă pun accent pe ceva, pun pentru că știu că majoritatea dintre voi care citiți sau vă uitați la videouri, căutați treaba asta, dar cumva nu o să pot acoperi, nu știu ce, poate o cameră cum e un Sony A7S III din toate punctele de vedere în 15 minute sau ceva. Da, așa e, tu na, îl testezi și cu ce știi tu, știi? Adică nu poți să acoperi chiar tot în așa puțin exact. Timp. Dar oricum, aici, pe zona asta, e cum ai spus și tu, că na, trebuie să te uiți la mai multe persoane și indicat ar fi să-l și testezi dacă ai șansa, cumva. Exact. Într-un showroom sau de la un prieten, na, sunt mai... Da. Cu mai multe metode. Chestia asta cu testele, iarăși la noi, mai sunt câțiva care fac și, na, dacă ești român, spre exemplu, și vrei să citești materia de la român, e o treabă super ușoară, că ai vreo 2-3 persoane, te informezi de acolo. Dacă nu vrei să te uiți din afară și ai cam terminat treaba. Te mai duci și la un magazin să testezi și cam mai e decizia de achiziție. Cum a luat naștere ghidul de SLR, respectiv ghidul IT? Să fiu sincer, n-am nici cea mai vagă idee. Știu că eram în facultate, că am terminat Universitatea de Arte și acolo, pe lângă faptul că mă plictiseam uneori, că nu erau proiecte super interesante, eu m-am dus să învăț fotografie comercială, n-a fost chiar... Cum am auzit, ca să zic așa. Da. N-am citit un review la un arte ca să-mi dau seama exact ce și cum va fi. Și cumva mă plictiseam și am zis, fiind în București, hai să mai fac una alta și hai să mă apuc să mai testez camere. Că mai aveam ceva contacte pe la magazinele de pe la noi și am început ușor, ușor. Parcă cu Canon am început prima oară, după aia s-a alăturat și Nikon și restul și am început ușor, ușor să testez. Pentru că erau turnee foto, atunci era și Halep la modă, începuseră lumea să aude de ea și erau turnee la arenele BCR. Am tras cu, parcă era un Sigma 120-300 cu F2.8 și așa a început ușor, ușor. Adică la oameni chiar le-a plăcut scurtul și la obiect. Treaba asta, nu erau foarte mulți care făceau treaba asta și asta a fost o chestie de noroc, nu neapărat muncă, mai ales când te apuci. Și cam asta a fost. Da. Și acum, ca urmat, ziceam de geamănul ghidul IT, aia a fost pentru simplu fapt că mi-au plăcut întotdeauna și îmi plac calculatoarele mai mult decât partea de foto. De asta încerc să le echilibrez cât se poate de mult și am zis să dau o șansă și la... Partea de ghidul IT, unul pentru simplu fapt că mi s-a părut un nume de domeniu foarte bun și am zis, ok, hai să nu ratez. Chiar dacă nu postez atât de des, hai să postez și acolo ceva și pur și simplu am prins. Nu am așa o poveste foarte înfloritoare. Da, dar mă, am văzut oricum că la tine chestiile astea au mers mereu în paralel, adică partea de artă și cu partea de tehnologie, ca să numim așa. Exact. Mă, atât pe foto cât și pe calculatoare. Păi, cumva, ce să zic... Mai ați văzut și voi, când se lansează o cameră, normal, urmează și un laptop să se lanseze, și aia și o chestie ciclică, așa, care întrețină trusa noastră de echipamente, ca să zic, că trebuie să ai și o cameră nouă, trebuie să ai și un laptop nou. Și, da, și, corect, așa e. Și n-ai cum să scapi trebuie să și procesezi materialele, să le editezi. Exact. Cât de multă muncă este în spatele unui articol pe care îl vedem pe site-ul Ghidul DSLR? Păi când vine vorba de articole, că e Ghidul DSLR, că e Ghidul IT, că e YouTube chiar...
ai de lucru cu echipamente care abia s-au lansat sau nici nu s-au lansat, că se mai întâmplă să mai primesc cu câteva săptămâni înainte. Nu ai manuale pe care să le citești, nu ai diverse chestii, produsele îți rămân cam 5-6 zile și înainte să te apuci să înveți pe alții cum stă treaba cu echipamentul ăla, trebuie să-l iei în mână, să-l înveți tu, să vezi cam care e treaba și trebuie să-l înveți repede, nu poți să stai o săptămână să-l înveți, că de obicei de multe ori, dacă este proaspăt lansat, trebuie să ajungă la mai multe persoane și cumva n-ai cum să acoperi. Deci durează 2-3 zile partea de învățare intensă, să vezi ce știe să facă, ce nu, ce ai greșit tu în primele setări, ce n-ai greșit, pentru că s-au mai întâmplat o groază de chestii de genul, să mai ratezi una alta și așa a fost strâng câteodată. Și după procesul ăla începe să, procesul să testezi, să tragi niște concluzii, să-ți aduci aminte, să consulți notițe din trecut și așa, că pe lângă articole mai am o groază de ciorne, ca să zic așa, care sunt lăsate pe acolo să nu uit lucruri, că na, o cameră e complexă sau un laptop sau diverse, și durează muncă intensă 7-8 zile. Asta vorbesc fără să șterni toate astea în text sau în video sau în... Da, asta e doar organizarea și cu... Da, exact, e toată munca din spate și cumva nici nu poți să faci, adică nu știu, personal, nici nu vreau să iau prea multe sau să primesc prea multe produse să le fac așa în plezneală, pentru simplu fapt că dacă și le, cum e, le primesc, le învăț, cumva rămân și eu cu experiență în spate și dacă cineva mă întreabă ulterior... Că am primit și multe mail-uri și așa, eu chiar cumva nu vreau să las comentariile aia nerăspunse, cum mai văd în alte locuri, în general, nu mă refer la partea asta de tech, vreau chiar să le și răspund, să-i și îndrum și așa, și cumva ce mă învață echipamentele în primele zile de testare, le aplic să le răspund la oameni care sunt, ca să zic așa, early adapters. Cum, na, nu recomand să fie early adapter, că e așa o taxă cam, da, cam scumpă de plătit, dar care, cineva care chiar are nevoie și are bani atunci, cumva are nevoie și de informații de genul, care nu, na, nu știu, n-au avut timp să le citească sau să stai să sap până atâtea review-uri, are și o muncă și un timp și o așa, deci cumva ajută ca să ajut și eu mai departe prin experiență. Da, asta chiar am văzut că ești mai implicat în discuții pe Facebook, ai și comunitatea. Da, am tot așa un grup de vreo 2000 de membri, nu vine vorba de informare sau de așa, cumva e mai facil să te afli între puțini oameni, dar cumva să ai cu cine să discuți și să primești niște sfaturi scurți la obiect, fără, știu, alte chestii. Acum, Ștefane, care e genul tău de fotografie preferat? M-am apucat să fac portrete, pentru că de asta cumva mi-am cumpărat camera pentru excursii în liceu, să fac fotografii în liceu, că pe vremea se făceau destul de multe excursii, cel puțin în zona noastră. Și am început cu fotografia de portret, am sărit cumva peste macro, cumva cum e atracția la fiecare începător. Nu știu, asta cum am văzut foarte mulți cu telefonul. Știi, când ai o cameră pe telefon macro, am văzut că asta nu mai încep să pozezi numai la insecte, da, plântuțe, toate. Exact, nebunile. Dar în 2007 atunci era mai greu cu telefoane, cu cameră macro și așa. Partea de portret și de când m-am apucat de blog, trag foarte mult produs. Produs în ideea că trag foarte multe fotografii de tip lifestyle. Adică mai am colaboratori din afară, care îmi trimit chiar și în avans produse la testat, dar au văzut cumva și fotografii cumva care sunt peste media tot așa blogurilor sau celor care fac materiale de genul și își doresc, știu, lifestyle sau o fotografie de produs mai detaliată și așa cumva am ajuns să fac și macro. Dar nu e atât de interesant să faci macro la 3 porturi USB și, știu, un socket de ceva comparativ cu niște flori și altceva, dar e ok și îmi place că am puțin atenție la detalii și cumva toți, de la toți am un feedback mai mult decât pozitiv. Da, dar uite că necesitatea de poze de genul mi se pare mare și asta, că e nevoie de ea. Da, este nevoie, cumva ce am identificat eu, că depinde de cine îți trimite produsul și cum vede partea asta de creare de conținut, ca să zic așa. Pentru că mulți vor să dai doar cu părerea, pozele nu prea interesează, pentru că, nu știu, probabil nici ei ca oameni nu pun accent pe poze, dar sunt oameni care zic, ok, vreau și pozele, prima oară pozele, vreau să dai și cu părerea, dar te rog, trimite-mi prima oară pozele, care de obicei acum ai văzut. Social media, tot ce trebuie. Da, dar uite, ca să fac aici o paranteză, practic la ce faci tu la partea de blogging, de articole și așa, e mai greu partea de text să o faci decât partea de imagini sau de grafică. Da, că fiind prima oară fotograf și după aia apucându-mă să-mi dau cu părerea în text despre lucruri, da, dar după ce, nu știu, trec vreo 2-3 ani,
cumva ne-ai primit produsul bine, să anunța lansarea și îți încep rotițele să o... Da, pe capul deja experiență și deja exact. Știi ce să faci. Eu am avut și o problemă legată de partea asta de review-uri de echipament și așa. Cum faci rost de echipament, știi? Și am văzut la tine și cum a început și colaborarea cu magazinele foto-video. Sincer să spun, în cazul meu a fost noroc, cumva pentru simplu fapt că trebuie să te afli în contact cu persoana potrivită. M-am aflat atunci în București și, ca să zic așa, știam o persoană care știa o persoană. Și pe vremea aia, nefăcând foarte multă lume treaba asta, comparativ cu astăzi, e mai greu să atragi atenția, băi, uite, omul ăsta s-a apucat să facă treaba asta, are nevoie de echipamentul X, ți-l ia în data X, ți-l dă în data Y, și cam așa a fost. Am fost recomandat la o persoană de la un magazin și cumva așa a început totul. Adică am avut foarte multă tracțiune, dat fiind faptul că nu făcea foarte multă lume în acel moment treaba asta. Și asta m-a ajutat enorm comparativ cu azi. Ai putea să, cu siguranță, să ajungi chiar și mai repede la aceste magazine să, nu știu, să-ți dea echipament sau așa, doar că ar trebui să faci chestii mult mai, cum să zic, mult mai faine și mult mai constant, cum contează și în social media, că să te bagi în seamă din marea de oameni care cer. Pot să-ți dau un exemplu că acum ceva timp am fost administrator la un brand, la o pagină de brand pe Facebook și nu ai idee câte mesaje primeam și mi se părea așa ușor amuzant, că vor și chestii să testeze, vor să facă să dragă și așa. Și cumva, na, în ziua de astăzi e mai greu să ieși în mulțime, comparativ cu atunci. Care este cea mai mare satisfacție pe care o ai în domeniul fotovideo? Cea mai mare satisfacție, sincer, a ajuns să fie atunci când expediez echipamentul înapoi și totul a mers ca pe roate. Ca să zic așa, că de multe ori primești pachete incomplete, ori ceva nu funcționează, pentru că ori nu are firmware-ul care trebuie, ori nu are știu eu ce. Și cumva asta a ajuns să fie. Când am terminat, a mers totul cum trebuie. Pentru că când mai primești chestii înainte de lansare, ceva nu merge, pentru că e normal. Clar, eu early, na. Exact, early adapter text, da. Poți să pățească cumva și primul val de cumpărători din orice țară treaba asta. Satisfacții sunt faptul că, nu știu, pentru mine personal, care nu prea stau locului, că pot să le iau să mă plimb pe oriunde cu ele, să fac exact ce mă taie capul, except să le de vorba aia, să le izbesc de toți pereții. Dar să testez tot ce au bun, tot ce au rău și să, nu știu, să ajut lumea cumva să-i ferez de achiziții care nu sunt chiar oportune, să îndrept ochii și către companii care, nu știu, care abia au început, dar merită toată atenția. Sunt, nu știu, ca să zic așa, sunt foarte multe satisfacții, n-aș ști să-ți fac neapărat un top acum, dar sunt și fiind pasionat de tehnică asta, cumva mă și ajută să mă ridic din pat la 6-8 dimineața în funcție. Da, păi am văzut, uite, ca să zic acum o poveste amuzantă, eu eram la birou, na, codam, făceam ceva și am văzut o poză cu tine și tu erai la birou, doar că erai undeva în natură, undeva pe munte, na, aveai cortul lângă tine și tot așa, scrie exact. Un articol pe laptop sau ce exact. Făceai. Exact, se întâmplă foarte des acum că am început să testez și power station-uri și nebunii. Fiind pasionat de camping, mi-e mult mai ușor să-mi iau cortul, un laptop, un power station, un panou solar și să mă duc unde mă taie capul să fac treaba. E cel mai bun lucru care se poate întâmpla și tot așa, o satisfacție foarte faină. De asta, adică asta e interesant, că tu practic ai combinat mai multe pasiuni într-una singură. Exact. Și cumva sunt și mai realist în abordarea echipamentului, pentru simplu fapt că, na, nu știu, poate unii le revizuez la un birou sau așa și ori n-au acces, ori nu pot să le scoate, știu eu, până nu știu unde și cumva și asta ajută. Că și tu, dacă ai fi pasionat de peisaje, te-ai duce tot așa să faci peisaje, știu eu, unde, într-un loc foarte mișto. Da, exact. Cât să vezi exact, băi, uite cum e treaba asta, cumva e natural, curge natural. Da. Cât de dificil este să activezi full-time în acest domeniu? Să activezi full-time cumva nu e niciodată ușor, dar dacă îți propui să fii cât mai adaptabil și, ca în cazul meu, să nu stai în locul și să-ți placă atât de multe domenii, ca să zic, și foto și IT și așa, se va găsi cumva neapărat singur o soluție, dar o să facilitezi să se găsească așa cumva când nu ai natural soluția aia. E relativ ușor,
Acum depinde și de unde stai. Dacă stai în București, probabil ar fi așa un pic. Aș munci mai mult și n-aș putea să mai ies atât de mult, care probabil ar afecta și calitatea conținutului. Dar dacă ești adaptabil, e destul de ușor. Mai ține de tine cât de mult îți merge mintea și cât de, nu știu, de vreme te trezești din pat în cazul ăsta. Evenimente interesante din domeniu ai participat până acum? Partea asta că evenimente a fost așa cam tristă în ultimii 3 ani, pentru că pandemie. Ultimul eveniment decent, ca să zic, n-a fost neapărat wow, a fost Fotochina 2018, care a fost în Köln, în Germania. A fost o experiență interesantă pentru simplu fapt că am putut să mai vorbesc și eu cu alți oameni în afară de români, care sunt reprezentanții ai brandurilor, și am putut să văd cam care sunt planurile lor din 2018, cam prin 2021, dar astea au cam fost date peste cap de pandemie. Și acum ai văzut și tu că au fost o grămadă de lansări care cumva erau programate mult mai devreme, dar au trebuit să le întârzie din cauza incertitudinii. Alte evenimente, sincer să fiu, am mai avut tot așa câteva workshop-uri la care am participat de fotografie, chiar dacă n-activez atât de tare zilele astea ca fotograf. Însă în viitor mi-aș dori să ajung și eu pe la Computex în Taiwan și la CES în Las Vegas. Vedem, poate 2024 să fie un an mai bine organizat pentru mine să și reușesc, pentru că ai nevoie de vize și toate nebunile și trebuie să le faci 8-9 luni înainte. Și cam asta ar fi. Da, unde am mai văzut eu care mai fost și a fost interesant din punctul meu de vedere acolo, în insule Hidra. Când am fost acolo, a fost de fapt un tur de 7 zile pe catamaran cu alți fotografi și acolo s-a învățat în esență tot ce a însemnat de fotografie cu lumină naturală și cu blitz. A fost o altă experiență în afara sălilor de conferință, în care e foarte mult protocol, foarte mult, și băieții care au organizat, Marius Tudor și Marian Stere, au vrut să iasă cumva din tiparele astea și s-au zis, hai să luăm 3 skipper români, 3 catamarane închiriate din Grecia, luăm câțiva fotografii doritori, că sunt maxim 24 de participanți, și ne învârtim din Atena 7 zile pe vreo 6-7 insule. Deci nu e doar insula Hidra, și acolo se fac foarte multe ședințe foto de cuplu ca fotografii de eveniment, ca să învețe cum să pozeze oamenii și cum să alinieze cu lumina naturală, cu cea de blitz. Adică e un workshop complex și interesant pentru mine doar să particip, cel puțin ca experiență, pentru că să te duci pe un catamaran, nu știu dacă vrei să te duci pe Marea Neagră sau chiar și în Grecia, într-un mod mai privat, este mult mai costisitor pentru toată lumea și nici măcar acolo nu veți mare lucru. Dar știu oricum că și acolo, din ce mi-amintesc, că tot ai făcut niște review-uri la ceva echipament. Absolut. Chiar și la workshop-ul, adică... Exact. Am îmbinat, am avut la un moment dat un Panasonic S5, dacă nu mă înșel, și anul trecut când am testat GoPro 11. Deci e o oportunitate, cel puțin, nu știu, o oră pe zi să muncești, să tragi niște chestii, care oricum le-ai fi tras, poate chiar și cu echipamentul personal, așa că de ce să nu faci cu un echipament mai nou să generez conținut în continuu fără prea mare efort, ca să zic așa. Și asta ar fi, știu, un eveniment recent la care am participat, la care cumva am putut să și testez și mai îmi reamintesc chestii, să mai învăț chestii noi. Pe lângă fotografie, ce alte pasiuni mai ai? Pe lângă fotografie. Mă, am înțeles de fapt până acum în mare, așa, dar ar fi bine să... Păi, pe lângă fotografie, îmi place foarte mult să ies. Stând cumva aproape de Transfăgărășan, mi-a fost foarte facil să mă apuc să mă dau cu bicicleta pe pădure, să ies cu cortul și, în general, să stau mai mult afară decât acasă. Ca să înțelegi, în perioada de top până în pandemie, stăteam undeva la vreo 40 de zile pe acasă și în rest nu m-am plecat. Și nu am rulotă sau ceva, deci cu un hatchback. Ca să înțelegi, deci... Care ar fi cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facă un fotograf la început de drum? Fotograf la început de drum, că e videograf, că e grafician, că e orice, în 2023 ar trebui să-și filtreze foarte bine informațiile de unde le ia. În 2007, când m-am apucat de fotografie, bine, n-aveam nici măcar internet, asta e altă poveste, dar acum având internet și o gălăgie de informație, trebuie să o filtrez atât de atent,
Unul mi se pare ca să nu vezi din prima lucrurile greșit sau puțin greșit și după aia să trebuie să le corectez, știu eu, în alte feluri un pic mai costisitoare și cumva efectiv să ai grijă de unde înveți. Nici să nu te sufoși cu atâta informație și zero practică, dar nici să te arunci în practică să faci zero teorie. Ok. Și crezi că aici dacă ar putea, ar fi bine să-ți găsești un mentor, ca să zic așa? Nu neapărat un mentor, dar... Mentor poate e mult spus. Să găsești o persoană cu care te aliniezi ca stil, să te și înțelegi cu acea persoană, nu doar să-ți placă ce face și cam atât, pentru că mai e și vorba aia Don't Meet Your Heroes. Și cumva trebuie să te sincronizezi cu o persoană care îți place ce faci, te duci probabil să și ajuți în diverse activități ca să vezi cum se face și așa, că o să-ți fie mult mai ușor și având atâtea informații și filtrând-o cât se poate de bine, poți să prinzi tracțiune, nu cum știu eu, se prindeau fotografii în 2007-2005, dura 5-6 ani de zile până învățau niște chestii de bază. Acum, având și echipamente accesibile, putând să le închiriezi și tot așa, poți să te lansezi în 2-3 ani de zile la fel de bine și poate chiar mai calitativ cam decât au făcut-o mulți în 20 de ani, să zicem. Da, eu zic că e mai ușor în momentul de față, dar da, și cum ai spus, trebuie filtrată informația. Exact. Pentru că fiind așa de multă, clar sunt și chestii care nu sunt în regulă. Da, sunt și chestii care nu sunt în regulă, poate înveți prea mult în direcția în care nu ți-o dorești și cumva în loc să practici într-o direcție, tu te duci practici în altă direcție și cumva, na, fiind atâtea informații, vreau să zic că unul trebuie filtrată și trebuie să fii pur și simplu să, din tine, ca să zic așa, să te gândești că dacă te-a pus să înveți o anume chestie, fiind atâta informație, îți consumi și din timpul personal care ai putea să faci cu tot altceva. Nu știu, ideea ce am observat eu, că și eu sunt de vreo 7 ani în domeniu, ce am observat e că nu poți să fii bun la foarte multe subiecte, n-ai cum, e imposibil. Dar nici nu trebuie să fii. Atâta nu, dar spun că uneori oamenii au pretenția să fie cei mai buni pe mai multe lucruri, știi? Și asta nu e... Băi, asta o observ mai degrabă în... consumerismul în care trăim, pentru simplu fapt că toți ne dorim chestii, toți vrem să cumpărăm cele mai noi chestii pentru că se lansează în fiecare an. Da. Și partea asta am o problemă personal pentru că și, nu știu, toți producătorii văd că încep să lanseze an de an așa și cumva și când mă întreabă oameni, nu știu, recomandări de echipamente, cumva îi întrebă, dar dacă ai modelul de anul trecut, mai aștept, știu, 2-3 ani să-ți iei altceva, nu trebuie să faci parte din roller coasterul ăsta, el lansează și tu trebuie să cumperi, că nu e obligație, atâta decât să faci treaba cu ceea ce ai, nu, da, trebuie nu, să uite, te arunci chiar așa, să ai tot ce scot ei, doar pentru că, știu eu, trebuie să fii la modă sau ceva. Ca să zic aici o chestie, de obicei tu îți cumperi un echipament mai mult pentru tine, știi, ca să zic așa, adică clienții tăi sau oamenii cu care tu lucrezi nici nu văd diferențele alea. Sunt anumite diferențe care sunt așa mici pe care le pot vedea doar cu ochiul format, știi? Exact. Gen doar dacă lucrezi în domeniu. Da, dacă ești pasionat și nu vrei tu să ai lucrul ăla, atunci e altceva. Dar tot așa, ți-l iei pentru tine. Exact, ți-l iei pentru tine, nu știu, 70% și 30% le iei pentru client, pentru că și cu un DSLR SH la 1000 de lei luat de pe OLX poți să-ți faci cel puțin fotografie statică, liniștit, de vreme. Atâta timp cât ai lumina pusă cum trebuie și tot așa. Da, asta zice și eu, că pentru cineva care e începător, na, să-și ia ce își permite și să înceapă să facă treabă, știi? Că oricum, nu aș sfătui niciodată pe cineva care e începător să se arunce direct pe chestii super scumpe când omul poate nu știe că vrea să continue în domeniu, știi? Exact. Și după aia se trezește că trebuie să le vândă și na, nu e... Sau poți să-ți iei ceva ieftin, să mai cumperi încă o a doua cameră, că o să ai nevoie ca backup și tot așa, adică e mai ușor să construiești în sus decât să iei direct și după aia să... Da, realizezi că n-ai nevoie. Așa am văzut și eu lucrurile, în timp că e mai bine să o iei incremental. Există tendința de a cheltui mai mult decât este cazul pe echipament? Fiu sincer, există tendința asta absolut. Cred că și în timp ce vorbim acum, cineva cumpără de prea mulți bani decât ar trebui, ca să zic așa. Da, tendința asta, cel puțin în comunitate și la noi în țară există absolut în fiecare minut, ca să zic așa, că vorbim de echipamente foto, că vorbim de IT, există pentru simplu fapt că mulți consideră că dacă ți-ai cumpărat cea mai bună cameră, trebuie ea singură și doar ea singură să facă toată treaba.
cumva, și e așa o capcană că am dat banii, dar de ce nu face treaba aia? Păi trebuie să citești manualul. Și chestia tristă e că, uite, mă ajutea, nu citesc manual să știe că fac, că face acel dispozitiv lucru A, lucru B. Și cumva se cheltuie foarte mulți bani pe partea asta de nu am nevoie. Îmi iau sau îmi, știu, îmi rup de la gură să-mi iau un echipament și realizez că, de fapt, e mult mai capabil, nu doar pentru acum, cât și pentru, știu, 2 ani de zile, cât aș face consecvent treaba aia. Și mulți cumva ajung să realizeze, ori își vând echipamentul, ori au alte probleme, pur și simplu că nu și-au menajat finanțele, adică mi se pare o problemă destul de, cu care are niște rădăcini destul de adânci și care poate să afecteze, spre exemplu, că tu ai putea să investești în niște cursuri sau să te duci la un workshop sau la, efectiv, pur și simplu, da, să-ți faci o vacanță, să tragi niște poze, pentru că acolo lucrezi cu camera și îți dai seama mult mai bine de a luat un echipament scump, nu-ți mai permiți să mai pleci în vacanță sau în alte locuri, așa că trebuie echilibrat foarte bine partea asta de achiziții. Planuri de viitor ai? Cu ghidul de SLR, respectiv ghidul IT. Băi, planul de viitor pe partea de scris, pot să zic că am mai luat doi colaboratori care să mă ajute pe partea asta, cât să mă focusez foarte mult pe conținut video. Am să încerc tot așa, scurs și la obiect, să cresc pe partea asta de conținut și partea de scris o să rămână acolo câțiva ani buni de zile și cam asta ar fi momentan, să mă dezvolt mai mult pe partea de video, că după cum știi și tu este și cerere și lumea nu mai citește chiar atât de mult cât citea înainte, dar cam asta ar fi pe scurt planurile. Ok, și până acum cum ți-a mers cu partea asta de YouTube? Păi, partea de YouTube a fost așa, o chestie foarte nouă, nu neapărat confuză, dar partea de post-procesare, editare video mă cam bate în momentul ăsta, dar acum am și pe cineva care mă ajută și îmi face și mie viața mai ușoară, doar filmez și testez, nu mai stau să mai gândesc, dar oare cum montez eu treaba asta? Practic ai un editor acum. Da, exact, practic am un editor part-time care se ocupă de lucrul ăsta. Fiind reviewer și bai de-a face cu toate brandurile, practic, crezi în brand loyalty? Nu prea cred, pentru simplu fapt că multe branduri și-au clădit notorietatea până la un punct sau până în ultimii ani și ulterior au dat niște rateuri, ca să zic așa, destul de mari și cumva ar trebui să fim, să ne referim fix la echipamentul de la avem în față, fără să cumva să zicem, bă, da, uite, ăștia au avut o istorie tare mișto, deci trebuie să fie bun clar sau așa. Cumva ar trebui să luăm lucrurile așa cum sunt, să fim atenți, indiferent de brand, că e mai ieftin, că e mai scump, că e mai mare, că e mai mic, să îi tratăm cam cu aceeași atenție, pentru că de multe ori o să avem surprize ca branduri mari să nu livreze și să mizeze fix pe marketing și multe companii care sunt un underdog, îmi place mie să zic, să livreze produse mai accesibile, mai ok și mult mai fiabile, care în era asta consumerismului mi se pare o problemă destul de mare. Da, asta așa e. Acum, până la urmă și eu cred același lucru, până la urmă ție-i na, ce-ți permiți, exact, ce-ți place și ce te ajută cel mai mult. Așa, da, aș vedea eu lucrurile. Fără să dai bani în plus, că vorbeam și mai devreme, pe dotări care nu o să le folosești niciodată. Da, exact. Sau o să speri că, a, da, îmi iau și așa că poate să o folosesc. Cam trebuie să știi, băi, folosesc realist sau nu folosesc. Că e ok, băi, e ușor să te minți pe tine, dar că mai scoți și pe în portofel cu treaba asta, cumva, să complică situația. Nu prea exact. Să te joci pe banii tăi. Știi? Da, exact. Adică, na. Da, acum asta am văzut-o, adică nu doar de domeniul foto-video, asta se aplică de obicei în general. Da, în general. Trebuie să facă multe persoane, nu știu, care și-au chestii ca să impresioneze, chestii exact, care nu și le permit sau chestii pe care nu le folosesc. Da, și ajung după aia, nu știu, cumperi o chestie, să zicem primul aparat, că cumva toți suntem legați. Da, la exact. Primul aparat exact. 3000 de lei. Și ajungi pe marea OLX și te uiți că toți le vând la 1200 și pe tine efectiv te doare suflet. Dar cum să dau la atâta? Pentru că mai vezi anunțuri cu prețuri cumva mai mari decât media și dacă, nu știu, ai nevoie sau întrebi, de ce e așa scump? Păi cum? Că i-am dat 3000 de lei. Ok, ai dat 3000, dar cumva trebuie să vezi din perspectivă că piața e plină de echipamente SH și asta e un lucru foarte bun, mai ales pentru începători. Da. Și cumva
Da, trebuie să te aliniezi cu prețul majorității. Da, sunt și multe persoane care, în piața SH cer prea mult. Exact. Echipament. Și asta e unul din motive pentru simplu fapt că se gândesc, da, eu am dat atât, nasol. Realitatea cam crudă și te lovește fix când nu vrei să vinzi SH-ul tău care a fost scump cândva. Da. Dar uite, o întrebare care are legătură cu discuția de acum. Crezi că contează echipamentul? Băi, conta echipamentul să-l ai cât mai bun acum vreo 10 ani. Acum, sincer, și un echipament mediocru, între ghilimele, face o treabă absolut excelentă. Contează să îți bastă puțin capul, să te gândești ceea ce vrei să obții înainte să te apuci de treabă și cumva cu puțin reușești să faci mult mai bine decât făceai cu 10 ani, ca să zic așa. Da, asta am observat și eu. Oamenii sunt foarte dispuși să investească în echipament, dar nu sunt dispuși să investească în cunoștințe sau în dezvoltarea lor în exact. Acest domeniu. Și dezvoltarea, cum, nu știu, mă uit la mine și văd că dacă te duci la un curs de foto sau te duci la un curs de IT sau orice ar fi în orice domeniu, pe lângă faptul că întâlnești oameni și chiar nu știu unde o să ducă conexiunea aia ca networking, cumva te fac lucrurile astea să dai seama și din alte domenii unele chestii, pentru că unele lucruri sunt cumva valabile în toate domeniile, doar că, na, nu știu, ori trebuie să-ți deschide cineva ochii, ori trebuie să fii exact în scenariul ăla și o să ai un aha undeva în spate și cumva da. O să se desfășoare altfel procesele astea. Păi uite, și am fost la un curs foto de un an de zile și în punctul ăla nu eram începător, dar pot să zic că cursul m-a ajutat, știi, să-mi sedimentez mai bine anumite cunoștințe. Sau să ai, nu știu, niște lucruri să le faci mai fluid, că e un setup, exact, că e un, nu știu, orice chestii din asta, uite, și cum am filmat noi aici, tu trebuie să faci un setup, trebuie să faci asta, te ajută să fie, nu știu, ca și cum ai trage pe manual, să fie setările ca o a doua natură, așa. Crezi că ar fi procentul care să te ajute ca să faci o treabă bună dintre skill și echipament? Băi, echipamentul în ziua de azi te poate ajuta maxim 50% și când zic maxim, vorbesc chiar maxim, pentru că restul de gol trebuie să-l umpli cu puțină viziune, trebuie să vezi exact ce vrei să obții, ca să știi ce ai nevoie ca să ajungi acolo. Spre exemplu, și la un setup de lumină, eu vreau lumina aia, dar lumina aia presupune, știu, fundaluri, difuzie, 5 lumini și tot așa, deci cumva trebuie să-ți faci temele de ce vrei să obții, ca să vezi de ce echipament ai nevoie și dacă n-ai echipamentul, nu e nicio problemă, sunt atâtea firme și tot așa care îți închiriază echipamente până te plictisești. Deci, aș zice ca o mică concluzie așa că skill-ul este lejer peste 75%. Ok. Bun. Și acum, care ar fi cea mai bună metodă ca să investești în cunoștințele tale? De fotograf, videograf? Păi, cea mai bună modalitate în 2023 ar fi să îți întreb în primul rând prietenii care sunt pasionați și care ești apropiat de stil și de abordare, ei ce urmăresc, spre exemplu, pe YouTube, ce cursuri au făcut și cumva să încep să investighezi acele răspunsuri, să vezi cam care se potrivesc și să încep cu un pic de YouTube, după aia un pic de practică. Și workshop-urile, sincer, în 2023 le-aș începe după ce ai deja vreo un an, doi de experiență, pentru că poți să înveți ori acasă, ori în deplasare, cu laptopul în față, o groază de chestii, atâta timp cât ai în dreapta ta și camera și poți să pui în aplicare. Da, la workshop ce văd eu că e super important e să știi să pui întrebările adecvate. Exact. Și întrebările adecvate, normal, vin după ceva experiență, că altfel nu ai cum. Perfect. Exact, cum spui tu că trebuie să știi să faci niște setup-uri, trebuie să ai cumva niște goluri pe acolo și le umpli cu după ce ai ceva experiență. Nu zic, e bine să faci niște cursuri de începători, dar, repede, depinde și de persoană. Eu am fost o persoană autodidactă cumva și mi-a fost foarte greu să vin, nu știu, ori la București sau să mă duc acolo, să stau o săptămână jumate sau 6 săptămâni să văd ceva intensiv. Ar fi fost prea mult. Așa am preferat 2-3 ore pe zi să filtrez niște informații și să îmi fac temele cum trebuie. E bine că există și cursul, acum fiecare cum preferă, știi? Ține de persoana de om, că mulți poate n-au timp și cumva își vor un program, băi, am în fiecare luni, vineri, 2 ore libere în programele, umplu cu aia și asta e. Că atunci când ești autodidact, nu știu, te pui la 6 seara la laptop, citești ceva, mai pui în practică și te-a apucat 2 noapte și nu știi de ce. Dar mulți nu au luxul ăsta să
Da. Să știu, să întârzie la serviciu sau să-și ignore familia ca să facă în felul ăsta. Și cumva de-aia e bine să fie diversitatea asta. Da, într-un fel trebuie, na, aici mă rog, trebuie să fie un balans, știi? Exact, echilibru e cea mai bună, cumva, dacă ai și un pic de echilibru și între creativitate și, știu, alte lucruri care le faci, este mai mult decât binevenit, pentru că de multe ori dacă exagerezi, știu, ești prea setat pe, știu, un setup de lumine sau așa și, știu, uiți să mănânci sau uiți să dormi și așa, cumva iarăși nu e ok. Și nu o să-ți iasă ca și cum ți-ar ieși dacă avea un echilibru mult mai bun, ca să zic. Ideea e în felul următor, că tu poți să faci anumite exagerări, dar după aia o să dai în burnout sau în alte chestii și perioada de recuperare o să fie mai mare. Și automat exact. O să reușești să îndeplinești mai puțin. Dacă se întâmplă absolut chestia asta. Așa, dacă ești mai echilibrat și faci puțin, dar în mod regulat și constant, poți să acoperi mai multe lucruri pe o perioadă de timp. Da, și ai cumva ți se naște și asta, obiceiul, da, disciplina și toate, da, chestii, cât să faci lucrul ăsta cât mai mult timp, fără să îți afecteze, știu eu, stilul de viață sau pur și simplu să reușești să-l faci și cu plăcere, adică să te trezești în fiecare dimineață în parc cu aceeași plăcere. Da, exact. Dacă îți pierzi nopțile așa, una după alta, una după alta, nu zic că neapărat că e un lucru rău, că la un moment dat chiar e necesar, dar nu atât de necesar pe cât s-ar crede, ca să zic așa. Că chiar ziceam, spuneai tu mai devreme, de mai multe domenii, că trebuie să știi cât mai multe. Nu trebuie să știi chiar, ok, trebuie să știi și foto și video. Asta, să zicem, că ar fi un must, da, în 2023 și anii care vin. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te apuci să faci și After Effects, să mai faci și grafică, să fii all man show, că nu e o, da, o ideea variantă. E că în mediul de online, în ultimii ani, cel puțin 2 ani, s-a migrat foarte mult pentru zona video. Adică acum mai toate platformele de social media sunt înclinate să meargă foarte mult pentru zona de video. Da. Doar că, nu știu, zona de video este ok cumva, din perspectiva că vrei să înveți lucruri noi, dar pe partea de divertisment, așa cumva mi se pare că s-a cam dus în extrema alaltă, care debalansează totul, pentru că e ușor să te pui, știu eu, la, să te apuci să vezi reels-uri pe TikTok și pe Instagram și te uite Dumnezeu acolo și ai uitat să mănânci sau nu știu. Diverte. Da, așa e, se poate da foarte ușor în addiction și na. Pierzi timpul, pur și simplu. Exact, pierzi timpul în loc să... Ei, oameni buni, acesta a fost și cu podcastul de astăzi. Mulțumesc încă o dată, Ștefan, că ai acceptat invitația noastră și îți dorim mult succes pe viitor. În review-uri, în toate lucrurile pe care le faci tu și na, să te vedem la evenimentul acela de la ai menționat la începutul podcastului. Acces și la Computex. Da, exact. Păi, mersi de invitație. Sper că v-a fost și vouă de ajutor, dar și celor care se uită la acest podcast și poate ne mai revedem într-un an, doi, vedem ce mai apare, da, ce se mai dezvoltă. Eu zic că am fost chiar util că, uite, așa acum că te cunoaștem și pe tine mai bine, am văzut că avem și cu tine multe zone comune, știi? Pasiuni, interese, lucruri pe care le facem. Bun, mulțumim pentru vizionare, mulțumim cu atât, Ștefan, că ai venit și ne vedem data viitoare.